Bună ziua, domnule Filimon. Bună ziua. Am înțeles că astăzi ați luat o decizie. Da. Stimate domn, mulțumesc pentru faptul că m-ați invitat ca să spun și eu oful meu, ca să zic așa. Am decis să candidez ca independent pentru primăria orașului meu natal. Datorită faptului pentru că la fondarea partidului meu am fost obstrucționat pe toate liniile și din partea securității și politic și administrativ și de toate felurile, ca să vă spun așa, efectiv și la ora închisă, dacă intram într-un local unde făceam întrunire tovărășească, bineînțeles cu aderenți, eram primul care am sumat să părăsesc unitatea respectivă. Asta mi-a tras atenție că sunt persecutat. Atunci, ce v-a determinat să candidați? Domnul meu, văzând cine a condus această urbe atâta mare de vreme, după Sfânta noastră Revoluție zisă, am ajuns la concluzia că s-a furat cu nemiluita. Dar sunt, ca zic așa, nu știu, poate au luat lecții de la cineva care mi-a fost ucenici mie. Păi eu în cazul ăsta, după ce atâtea au și am participat la toate alegerile, la votări, zic, stai așa, mă, frate, mă, bă, nu e bine, mă. Păi eu știu mai bine că e să fur. Și am să le spun tuturor aderenților mei și simpatizanților mei că eu voi fura eu, că eu sunt, nu artist, eu sunt magician în domeniul ăsta. Și atunci eu voi fura pentru ei, pentru cei care mă vor vota și pentru cei oroziți. Nu cum fac ăștia până acum, adică fură numai ei pentru ei. Și restul sau cu degetul în gură. Să vă spun, avantajul este faptul că voi deschide puțin ochii alegătorilor, a concetățenilor mei, și își vor da seama că mai bine să aibă încredere într-un hoț care este, nu se ascunde și recunoaște meseria, titulatura, vechimea, în câmpul muncii, ca să zic așa, față de cei care se ascund și fac pe vai de mine și de mine, Doamne, Doamne, pentru fac drept pentru voi. Și după aia îi belește. Așa e la noi de când ungurii s-au uitat că noi le-am furat pământul. Ei, asta a fost de mult, de mult, de mult. Dar la noi este una, că este sport național, este și tradițional, este o... Toate țările europene în care am aderat și noi, finlandezii cu schiurile, olandezii cu lalelele, francezii cu vinul lor, grecii cu vapoarele lor, că au fost mari vaporeni. Ei, la noi este furtul, domnilor, furtul. Și furtul este furt, e sport național, este tradițional. Care este avantajul dumneavoastră? Avantajul este următorul. În domeniul furtului, care este tradițional și sport național la noi, eu, pentru că sunt expert și am vechime și studii superioare în această branșă, în afară că îi voi aduna pe cei mai buni meseriași și din diaspora și din țară, îi voi face împreună cu mine, îi voi educa ca să furăm doar pentru țară, pentru noi, ca să prosperăm și noi într-un fel, domnilor. Bun, ce vă recomandă pentru primăria Alba Iulia? Domnul meu, ce să mă recomande? Cum au furat ceilalți înainte, pe mine îmi recomandă furtul, pentru că ei sunt, ca să zic așa, începători. Deși au lovit tare, tare, tare tot. Eu m-am uitat împreună cu oamenii care i-am în teritoriu, am sondat un pic terenul, printre alegători. Sunt vreo 20-20 ceva de mii care vor veni la vot. Avocați, zugravi, pantofari, procurori, ingineri, zugravi, fiecare meseriar din branșa lui, fiecare, mă refer, avocații, trafic de preferență, șpagă, mită, colo-colo, ca să mute un dosar să-l blocheze sau să se piardă. Inginerii, cu șantierul, cu materiale, cu aia, cu aia, un zugrav și ăla. O lovește cu vopseaua, cu o cărămidă, cu un pic de ciment, cu ceva, ceva, cât de cât, ca să mute din gol, să mai facă un ciubur pe barzan, trebuie să spun că el a cumpărat. Deci, ei, ăștia toți, care se dau cinstiți și meseriași, cu diplome și cu chestii de genul ăsta, diploma
aia care o dau eu adevărată din partea mea, este că atunci când voi intra în cabina de vot, singurul care recunoaște, bă, are dreptate băiatul ăsta, domnul viitor primar, dar bineînțeles. Și vor vota pentru mine, pe Brădeanu, și acolo va fi un mic furtișac. Că nu mai pune pe la care eu dat o bere, o țuică sau un ochi mari la alegeri, o făină, un ulei, un ou, o păpărată. Zice, stai așa că pe ăsta. Primul lucru, să presupunem că ajung primar, voi anula toate hotărârile Consiliului și voi da, care au fost tot fel de aiureli și tot fel de porcării pe capul oamenilor, voi da o singură hotărâre a Consiliului Municipal de a se lua tot odată, nu pe fracțiuni și pe bucăți și pe bucățele. Tot odată, fratele, rămâneți în curul gol și după aceea vă ajut în continuare. Că veniți atunci de toți pe linie de plutire, nu unul are, unul nu are. Tot odată, rat, și după aceea discutăm. După aia vă dau. Vedeți voi ce mai primiți. Ce șanse credeți că aveți la postul ăsta de primar? Stimate domn, șansele nula. Bineînțeles că nu am nicio șansă, dar de votat voi fi votat. Oricum, consilier voi ajunge, dar votul meu v-am spus, le vând la următorul care cred eu că este meseriaș și eu imediat după el vă spun ce am să fac, imediat, cum am intrat în cărți, cum am rezolvat lucrare, problema, care e ras tot, anulat de toate legile și porcările care vă până acum, una singură, curățenie, totul în curul gol și după aia vin la ușă la mine, da, tata, și vă dau, la fiecare pe drept și pe merit, care cât face, cât reze, cât produce, cât... No, hai! Domnule Filimon, cui veți vinde voturile? Stimate domn, bineînțeles, la cel mai bine clasat după primul. Și atunci este și interesul meu și intra lui, nu? Vine cu portofelul plin, ca să-i dau alegătorii mei, susținătorii mei, și îl fac la vale pe cel care e aruncat de alții, de altă conjurație, altă conjunctură, de altă mafie. Stai puțin că facem și noi un pic de lege pe aici, facem un pic de... V-am spus. Asta este, stimate domnule. Așa voi proceda.